Suntem la rubrica Profil de stil și discutăm despre utilitatea lavandei în viața noastră de zi cu zi, invitat special Cristina Milițoiu, producător grădina de lavandă. Bună, Cristina, bine ai venit la noi la București FM. Bună, Dana, și mulțumesc frumos de invitație. Cristina, spune-ne, te rog, puțin despre tine. Cum ai ajuns să te îndrăgostești de lavandă? Unde ai văzut-o prima dată și cum ți-a venit ideea să plantezi lavandă? Aș zice că povestea asta frumoasă, toată povestea asta frumoasă are de fapt un început mai puțin nefericit. Eu povestesc tuturor că business-ul acesta l-am pornit din nevoia de a ne asigura o plasă de siguranță pentru vârsta mai apropiată de pensionare. Pe scurt, așa, am pierdut pe cineva drag în lupta cu cancerul, tocmai datorită faptului că a rămas fără servici la vârsta de 50 de ani, ceea ce nu e tocmai plăcut. Și în momentul acela ne-am gândit că poate este un moment bun în viața noastră să ne apucăm de ceva atâta timp cât suntem în forță și putem să construim ceva înainte să ajungem să fim în situația, Doamne ferește, să nu știi pe ce încotro să te duci. Ne-am îndrăgostit de lavandă pentru că nouă ne place foarte mult grădinăritul. Suntem pasionați la modul că ne petrecem foarte mult timp în grădină, poate acum mai puțin pentru că au venit alte lucruri din spate, dar dacă vreodată o să ai ocazia să ne vizitezi, cu siguranță o să vezi care a fost motivul pentru care ne-am apucat de această grădină extinsă. De ce lavandă? Lavandă pentru că cred cumva că este cea mai minunată plantă pe care poți s-o găsești vreodată și îți spun și de ce, pentru că ea nu se pierde niciodată. Odată ce ai tuns-o, poți să o usuci, o poți valorifica mai târziu, adică nimic din ceea ce produce ea nu va fi pierdut. Este fantastică și nu am sentimentul acela că sunt întotdeauna contra cronometru ca să nu pierd ceva. Ea este întotdeauna acolo și poți să găsești întrebuiințări în funcție de etapa în care se află chiar și ea. Cristina, lavanda are atât utilizări terapeutice cât și pentru industria cosmetică. Și aș vrea să întreb cum se poate folosi în scopuri terapeutice și ce proprietăți are? Povestesc tuturor celor care cumpără produse de la noi că lavanda are două mari direcții. Ca orice plantă, compușii sunt cam aceeași. Ceea ce diferă este dozajul în fiecare plantă. Lavanda în dozajul ei este benefică pentru afecțiunea ale pielii și afecțiunea ale sistemului nervos. De aceea este bine să o folosim pentru cele două mari calități pe care le are în situații în care suntem foarte stresați, în situații de insomnie, în situații în care avem dureri de cap, lavanda este nemaipomenită tocmai datorită faptului că simpla aplicare sub nas, permițându-ne să inhalăm acel miros, va crea o stare de liniște. Se creează așa, organismul știe cum să-și echilibreze toate procesele, cu condiția să-i acordăm un pic atenție și să vedem de ce anume are nevoie. Iar în partea de afecțiune ale pielii, lavanda are capacitatea de a regenera pielea fără să lasă urme, cicatrici. Nu știu dacă știi povestea, se pare că lavanda și efectele ei benefice au fost descoperite tocmai într-un incident în care un cercetător, cu ghilimele, le derivare, se fripsese și în disperarea de a pune mâna friptă în ceva să-i aline suferința, a nimerit tocmai în uleiul de lavandă. Și a văzut că, dincolo de faptul că i-a alinat senzația aceea de friptură, și cicatrizarea rănii s-a realizat mult mai repede și mult mai frumos. Îți mărturisesc că nu de mult timp chiar am pățit ceva similar, doar că în bucătărie, nu în laborator. Și am folosit miere și e o noutate pentru mine să aflu că și lavanda ajută la asta și chiar aș vrea să testez vreodată. Cum se procedează, Cristina? Se aplică uleiul direct pe piele, pe arsur? Se aplică mult, puțin? Cum se procedează? Este printre puținele uleiuri care poate fi aplicat direct pe piele nediluat. Spre deosebire de alte uleiuri care sunt agresive cu pielea
și trebuie să diluate în ulei purtător, lavanda poate fi aplicată direct pe piele. Nu ustură, deci nu, adică prima senzație a noastră ar fi pun, dar o să mă ustură de nu mai știu de mine. Nu, este foarte blândă cu pielea și eu recomand sub formă de rolon să-l ai undeva la îndemână în bucătărie, ori atunci când te frici, când sare ceva fierbinte, chiar și când, nu știu, cu fierul de călcat, dacă cumva te-ai atins, orice fel de friptură, o să vezi că nu mai rămâne cicatricea aceea, perioada de vindecare a pielii este mult mai scurtă și, în primul rând, nu mai rămâne cicatricea în urma acestei arsuri. Mi se pare excelent, o idee super să avem la noi un rolon, că e și foarte ușor de utilizat. Da. Da. Cristina, ai mâncat vreodată înghețată cu aromă de lavandă? Pentru că din ce am documentat, se utilizează și în arta culinară și mai mult în zona de înghețată, cofetărie, însă am înțeles chiar și în antreuri și în salate se Da. Este senzațional. Acum, părerea mea este că lavanda ori îți place, ori nu-ți place. Nu e cale de mijloc. Este senzațională cu condiția să nimerești dozajul. Pentru că și aici lavanda este amară la gust dacă o consum ca atare. Dar în dozajul potrivit și în combinație cu alte fructe care să-i potențeze aroma, este o senzație extraordinară. Sunt multe lucruri care, sau în bucătărie, poate fi folosită tocmai datorită acestui flavor pe care poate să-l dea. Și îți mai dau un exemplu. Bețele acelea de la lavandă, odată ce le-ai scuturat de semințe, le poți folosi la grătar. Wow. Astfel încât să dea o aromă, în cazul în care folosești, vrei să faci o friptură afară la un grătar, recomandarea e mai spre sfârșit așa să pui prămurelele acestea, care sunt fără semințe, bineînțeles, de partea lemnoasă a tijei, pentru un gust și o aromă inedită. De asemenea, uleiul, ca și întrebuințare, noi cunoaștem pe cineva care are un restaurant unde se folosește lavanda în salată. Dar... Foarte interesant. Mie îmi place să experimentez și abia aștept să experimentez la grătar. Chiar puțin. Cristina, din... Multele informații care există despre lavandă, fiindcă este o plantă foarte la modă, să zic așa, are un conținut chimic complex și se poate utiliza într-o mare, mare varietate de necesități, să zic așa, medicale. Înțeleg că e foarte utilă și pentru infecții, și pentru tensiune nervoasă, și pentru migrene, și pentru mușcături de insecte, și tot felul de... Întrebarea e... Sub ce formă o folosim pentru așa o mare varietate de nevoi? Adică există diferite substanțe, că e ulei, că e apă, că e sub formă de săpun, că e sub formă de lumânare. Cum le folosim pentru diversitatea? Cred că aici trebuie să facem un pic distinția între aplicațiile cu grad terapeutic. Și aici vorbim de, ce spuneai tu, migrene, înțepături, aplicații direct ale uleiului pe piele sau chiar și intern, pentru că e un ulei care poate fi consumat intern, și aplicații ale produselor de lavandă în industria cosmetică. Și aici vorbim poate chiar și de ulei, dar dozajul este un pic mai mic. Când vorbim de grad terapeutic, atunci recomandarea este să te duci direct la țintă cu uleiul. Pentru că efectul maxim îl vei obține cu esența lavandei, da? Care este uleiul esențial de lavandă. Cum spuneam, poate fi aplicat direct pe piele fără niciun fel de problemă. Poate fi consumat intern, dar aici există întotdeauna o recomandare, și anume că toate produsele pe care le cumpărați trebuie să verificați dacă scrie pe etichetă recomandat de consum intern, pentru că atunci intrăm într-o altă categorie de produse. Una este consumul intern și atunci trebuie să ai o anumită autorizare de punere pe piață astfel de a produselor de genul acesta.
Iar pentru cosmetică vorbim de un alt fel de autorizare și atunci sunt două lucruri total diferite. Da? Una este partea de cosmetică, chiar și aplicarea exterioară la nivel de piele este cade sub incidența cosmeticii, iar aplicarea sau consumul intern intră în partea de suplimente naturale. Și să presupunem, Cristina, că, nu știu, avem o durere de cap. Ce ai recomanda? Să punem așa pe piele, aplicarea în zona nasului sau să ingerăm? Sau cam tu, când ai vreodată migrene, folosești? Folosesc și m-am obișnuit cu uleiul acesta la noi oricum, ca să miroase numai a lavandă, așa că am privilegiul de a avea la îndemână tot timpul mirosul lavandei, dar în cazul de migrene. Și aș zice eu că în cazul oricăror afecțiuni, foarte important este procesul de a identifica cauza acelei afecțiuni. Pentru că, scuze, s-ar putea durerea de cap să fie generată de faptul că nu ai băut apă. Lavanda va lucra la efect, nu va lucra la cauză. Deci foarte important, odată cu aplicarea acestui tip de ulei, să vă gândiți poate și care a fost motivul care a generat respectiva durere. Da? Dacă vorbim... Să spunem că e o durere generată de stres acumulat, să zicem. Ce ai recomandat? Da, pentru stres același lucru. Fie că sunteți acasă, la birou, un aromadifuzor, puse câteva picături, recomandarea de consum în astfel de aparate, una, două picături la metru pătrat. Nu mai mult, pentru că este foarte puternic și atunci zici să te doară capul datorită mirosului puternic în loc să beneficiezi de... Cristina, ca să înțelegem un pic cât folosim, una, două picături la metru pătrat, adică la câți metri pătrați are camera în care folosim difuzorul, calculăm, da, dacă avem, nu știu, dacă avem 12 metri pătrați are în suprafața camerei, puteți să mergeți până la 12 picături, nu mai mult, pentru că, încă o dată, mirosul este foarte puternic, dar este importantă și sursa de unde vă luați uleiul, pentru că sunt uleiuri și uleiuri, în sensul că unele uleiuri sunt diluate deja într-un ulei purtător și aroma este mult diluată și atunci probabil că va trebui să suplimentați cantitatea pe care o puneți, astfel încât să obțineți efectul dorit. Da. Cristina, în stomatologie iarăși am citit că se folosește. Ai testat, ai încercat... Eu l-am testat pe mine. Exact. Atunci, pentru curățarea aparatului bucal, da, puteți să faceți băi cu una, două picături de lavandă. Pentru că același efect pe care îl are asupra pielii la exterior, îl are și în interior. Dacă lavanda se spune că dezinfectează o rană, același lucru se va întâmpla și dacă faceți o spălătură bucală, de exemplu, cu un pahar de apă, cu una, două picături de apă. Deci ar putea fi folosit chiar și în loc de apă de gură? Apă de gură, pus o picătură și nu e nicio problemă dacă cumva o înghițiți, pentru că lavanda, cum spuneam, poate fi folosită și intern. Revin la aceeași problemă cu etichetarea, să verificați ce anume cumpărați, dar poate fi folosită intern și, la fel, dacă pielea o dezinfectează, același lucru să-l facă și în interior. Practic, sunt unele cure de detoxifiere recomandate pe bază de lavandă, una, două picături dimineața, una, două picături seara, pe o perioadă măcar 6 săptămâni, astfel încât să puteți să observați efectele pe perioada aceasta de timp. Da, are așa o multitudine de utilizări, chiar e o plantă miraculoasă și așa cum spuneai, faptul că nu se pierde nimic din ea și că este valoroasă chiar și după ce se usucă e într-adevăr de punctat. Pentru problemele de digestie, pentru stări de greață, apropo, că spuneai acum că e utilă și pentru detoxifierea organismului. Iarăși, ai experimentat, ajută în stările de greață sau tot așa ține un pic și de cauza lor? Partea aceasta personal nu am experimentat-o, fiindcă nu mă confrunt cu astfel de neplăceri, ca să zic.
dar știu că este recomandată mai degrabă pentru afecțiuni ale gâtului. Sunt, și mi-au aminte, cred că eram câțiva ani în urmă la schi și în grup, bineînțeles, cu gâturile umflate, în farmacia din Austria am găsit niște pastile, de fapt niște soft gel, sunt niște pastiluțe din acelea cu precum antibiotice, nu vine acum aminte să spun. Capsule. Exact. Și erau capsule cu ulei de lavandă în interior. Serios? Atât. Da, și atunci, nu am văzut niciodată în comerț așa ceva, mi se pare interesant. Da, austriecii aveau așa ceva. Știu că atunci, la momentul respectiv, am luat, fiindcă mi s-a părut foarte, foarte interesant să găsești într-o farmacie astfel de lucruri, pentru că mai degrabă aș merge pe ceva naturist decât pe un medicament alopat. Da. Înțeleg că e foarte utilă și pentru reumatism și tensiunea musculară și îți mărturisesc că eu am testat la recomandarea unui kinetoterapeut băi cu ceai de lavandă. Este, noi recomandăm fie uleiul, fie sarea de paie folosită pentru afecțiunile reumatice, pentru că e o combinație între ulei și sarea, noi punem sarea Epsom sau sulfatul de magneziu. Nu știu dacă știai, dar sulfatul de magneziu sau necesarul de magneziu al organismului se poate obține la nivelul pielii în modul cel mai eficient. Adică băile cu sulfat de magneziu sau sarea Epsom, cum o știm în comerț, este metoda prin care organismul își absorbe necesarul de magneziu cel mai eficient. Nu ingerarea de medicamente, nu. Este pentru că pielea este cel mai mare organ și atunci absorpția se face pe o suprafață mare în mod eficient. Da. Cristina, în ce perioadă e recomandat să vizităm lanurile cu lavanda? Au început să fie iarăși foarte la modă și ele anul acesta, cel puțin, cred că foarte puțin bucureșteni n-au vizitat un astfel de lan cu lavandă. Lavanda, acum deja avem câțiva ani în spate și putem clar să spunem, are cumva perioada de maxim în ultima săptămână din iunie, prima săptămână din iulie. Dar, teoretic, vorbim de o perioadă de 3 săptămâni. Ultimele 2 săptămâni din iunie, prima săptămână din iulie, perioada în care se pot face vizite la orice lan de lavandă. Cu siguranță că toată lumea tânjește după movul acela intens pe care o să-l găsiți la sfârșitul lunii iunie. La sfârșitul lunii iunie. Iar recontarea se face imediat după această perioadă? Da, noi, de exemplu, anul acesta am început în 9 iulie recoltarea, pentru că și momentul în care recoltezi depinde de acest moment calitatea uleiului. Și tot timpul avem grijă să nu mergem foarte mult cu lavanda, astfel încât să nu îi pierdem din calitățile terapeutice. Da. Și uleiurile esențiale le obțineți tot voi sau apelați la alți specialiști? Ne-am luat propria instalație de distilat, pentru că dacă ar fi să revin la povestea grădinii de lavandă, plecasem de la ideea să construim grădina asta și tot ceea ce obținem să dăm mai departe marilor furnizori, numai că lucrurile nu s-au așezat așa cum speram noi și atunci cumva am luat la momentul respectiv decizia de a investi într-o instalație de distilat. Dar nu o să regret niciodată momentul acela, pentru că în felul acesta cred că este varianta cea mai bună să te asiguri că ceea ce faci este de fapt și ceea ce vinzi. Nu există nicio ruptură în tot procesul acesta și atunci când îi recomand cuiva uleiul, mă sunt liniștită și sigură că ceea ce oferim este de cea mai bună calitate. Pentru că și unul din... am hotărât noi așa odată cu înființarea culturii de lavandă, vrem să facem un lucru de calitate și am introdus această cultură în circuitul ecologic. Ceea ce înseamnă că din momentul în care noi am plantat, nu am folosit niciun fel de chimicală, tocmai pentru că
am spus că eu voi fi primul consumator. Dacă eu sunt primul consumator, nu vreau să-mi fac mie rău. Și atunci, mai departe, n-aș putea să comercializez ceva care nu are aceeași calitate pe care mi-aș oferi eu mie. Da, ai controlul întregului proces și știi exact. Da, și este fantastic, este fantastic. Dacă cumva lucrurile se vor așeza așa cum vrem, anul viitor am vrea toată povestea asta cu distilatul să o ducem în câmp unde este grădina, astfel încât să putem să împărtășim și cu cei care ne vizitează povestea din spatele lavandei, pentru că e toată bucata asta de distilat, cumva o pierd cei care ne cumpără produsele. Vin, văd, la unde lavandă se bucură și cumpără produsul, dar ce se întâmplă, magia din spatele acestei bucăți, nu văd. Și cred că oamenii sunt interesați să vadă cum se întâmplă. Da, suntem foarte bucuroși să vedem ce stă în spate și foarte curioși. Cristina, o ultimă întrebare. Ce diferență este între apa de lavandă și uleiul de lavandă? Are alte utilizări? Apa de lavandă, spun eu că este varianta mai lejeră a uleiului. Pentru că dacă uleiul îl folosești în dozaje mici, apa de lavandă o putem folosi ca atare. Hidrosolul acesta e obținut în urma distilării. Deci, practic, punem lavanda, o distilăm cu abur și condensul din urma distilării nu e altceva decât apa de lavandă, iar uleiul se separă la suprafață. Apa asta de lavandă păstrează aceleași principii ca ale uleiului, numai că e mult mai diluată. Este o apă tonică excelentă pentru corp. Recomandarea noastră este după duș, din cap până în picioare, pulverizată piele, pentru că hrănește și tonifică pielea. După statul la soare, când pielea este arsă de razele soare, și nu știu cum sunt alții, dar și mie îmi place să stau la soare și nu e deloc plăcută senzația după ce ai stat poate o oră, două, nu mai mult, dar e toată pielea roșie. Vă recomand să încercați să vă dați cu apă de lavandă să o spreiați după astfel de sesiune și cu siguranță nu o să regretați, pentru că dincolo de efectul imediat este și efectul de a trece direct în culoarea maronie a pielii, după care de fapt toată lumea aleargă numai că trebuie să treci prin culoarea roșie. Da. Cristina, am ajuns la final. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și o să ne revedem cu siguranță la începutul lui iulie să vedem violetul frumos al câmpului cu lavandă de la voi. Îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc pentru șansa de a ajunge cu aceste informații la ascultătorii voștri și vă așteptăm pe toți cu drag. Cu siguranță ne așteaptă niște surprize plăcute anul viitor.